Odată ajunsă la Târgu Jiu, Ecaterina Andrunescu, ministrul educației, a ținut să le ureze succes studenților și cadrelor universitare. Suntem la început de drum și orice început de an este întotdeauna dătător de speranță. De speranță într-un an mai bun, ceea ce vi-l doresc din tot sufletul și dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori, și dumneavoastră, dragi studenți, un an care, în care performanța să fie acasă, în această universitate, să o urmăriți cu perseverență, să fiți convinși că nu există performanță fără eforturi. Președintele Senatului Universității Constantin Brâncuș, Adrian Gorun, a precizat că astăzi vor fi organizate festivități de deschidere a anului universitar la fiecare facultate în parte. Pornește azi în cel de-al 21-lea an al existenței sale. O existență bogată în evenimente, cu fluxuri și refluxuri, în calea spre performanță și împlinirea obiectivelor solicitate de un învățământ superior de calitate. Prefectul județului Gorj, Claudiu Teodorescu, a ținut să anunțe că este mândru că a terminat facultatea de drept din cadrul Universității Constantin Brâncuș. Vreau să vă spun dumneavoastră și beneficiez de faptul că este și prezent. Sunt mândru că am terminat UCT-ul. Pentru prima dată în ultimii 7 ani, primarul Florin Cârciumaru a lipsit de la manifestările prilejuite de deschiderea anului universitar.